Cristina, ne vedem astăzi să lucrăm pentru Constantin. Da. Continuăm, da? Da. Încep inducția. Da. Simți cum tău se relaxează din ce în ce mai mult. Și simți cum picioarele tale se îngreunează și cum această greutate până la genunchi pe cops, până la bărbat. Simți cum spatele tău se îngreunează. Abdomenul este greu. Pieptul este greu. Mâinile sunt grele. Capul greu. Din acest moment, Cristina, vei auzi din afara ta doar vocea mea. Acum voi număra de la 1 la 3, iar tu cauți și te conectezi telepatic cu partea subliminală a lui Constantin. 1, 2, 3. Da. Este în fața mea, dar de ce are o fățișare cam dubioasă. Da. În sensul că are înfățișarea unui bărbat de vârsta lui. Și are un veșmânt femeiesc. Da. O roche cu volănaș, așa din acea din 1900, toamnă. Cu creți, știi, aici. Da. Și creți în talie și undeva deasupra genunchilor nu se mai vede nimic. Ca și cum n-ar avea picioare. Uh-huh. Adică sunt învăluite într-o energie foarte densă. Uh-huh. Ating partea subliminală, da. Ea este. Întreb dacă dorește să lucrăm cu ea și pentru ea. Deci s-a rușinat cumplit. Da. Și își schimbă veșmântul. A făcut un fel de tocă. Uh-huh. Togă, pardon, nu tocă. Toca e de toca cap. E cap, da. Da, așa. Și îmi spune că da. Uh-huh. Păi, ia să-l întrebăm de ce s-a rușinat, adică. Că era îmbrăcată așa. Uh-huh. Asta e o ținută care și-o ține pentru ea, doar partea subliminală? E o ținută, cum să spun, ceva remember. Uh-huh. Zice că are un vis recurent în care era transexual. Uh-huh. Înțelegi? Și da. Se îmbrăca cum ar veni cu hainele soției, fără să știe până la prins. Ah, înțeles. Și ce s-a întâmplat acolo? Avem ceva important? Vrea să ne relateze? Oricum viața asta este ștearsă, nu știu de ce. Aha, și mai amintește. Și nici nu sunt sigură deocamdată că este amintirea lui. Că este ei. Amintirea părții subliminale, da. Și nu este una, da, da. Oh. Indusă. Uh-huh. Și zic, uite, vezi, zic, tu ai conștiența, totuși că ai mai trăit și alte vieți. Zic, din partea ta fizică, de ce nu crede? Da. Nici că există asta, nici că nu există, nici că... Face ce e tună. Și spune, mintea spune, o simt ca și cum nu mai ar fi a mea. Mm. Zic, și știi de ce o simt ca și cum nu mai ar fi a ta? Pentru că te preocupi cu o mândrețe de lux. Mm. Mm-hmm. Are un lux. Da. Deci este călare pe ceafă, ca și cum stă corb pe creangă. Cu gheruțele înfășurate pe osul lui de la ceafă. Da. Și în jos este iarăși un șarpe. Ah. Mamă, de șerpălău, negru, negru, lat, așa. Atât ai de lat. Boa! Da, e hrănit bine. E oarecum fusiform așa triunghiular. Vine, știi? Da. Să-i la mine, deci este obraznic. Mm. Ca și cum, știi, mi-ar zice, pleacă de aici, nu te apropia, știi? Da. Și zic, eu n-am nicio treabă cu tine, creatură, zic, eu am venit la partea subliminală. Uh-huh. Partea subliminală era
Avea cunoștință că are entitățile astea? Sau nu le simțea? Nu. Spune că câteodată, ca și cum, știi, te trezești dintr-un vis și ai înțeles ceva, ești lucid și apoi îți dă cineva cu ceva în cap și uiți tot. Da. Se ocupau. Zice, zice ceva de genul. Și zic, păi, știi de ce ți se întâmplă așa? Pentru că tu le permiți. Deci aceste Exact. două entități se află în sfera ta energetică, deși ai fost curățată, pentru că tu le-ai permis. Și spune mintea, zic, nu da vina pe minte. Și mintea este un instrument, da? Al tău, Nu fără pe spune că subliminal. mătura cu coadă s-a aruncat în geam și a spart geamul. Nu, brațul tău, zic, a aruncat mătura cu coadă. Și se întâmplă și aici. Ai deschis ușa, au intrat. Zic, când o să alegi să trăiești fără frici, da? Pentru că toate grozăveniile omului se întâmplă din cauza fricilor. Frica este baza, este liantul care ține Domnul peste noi, este liantul care ține zeii cu ochii spre muritori în trup numai, da? Și așa mai departe. Și tot ce se întâmplă pe pământ din cauza fricii se întâmplă. Ce zici? Spune, atunci să le dăm afară, zice. Zice, uite, ți-au căpăcit toate ceacrele, ți le-au căpăcit, da? Deci, ceacra unu are ca un dop de cadă, pus invers, Da. așa. Ceacra doi are ca o mâzgă și este prezentă și mantida. Da. Am văzut-o de când intram în inducție. Gheboasă, știi, adusă de spate, așa. Înclinată, fanfaroană, sunt ele. E dusă din sferă, e dusă dincolo de sferă. E vicleană. A, te-aia zic, a fugit. Da, așa. E, ceacra 3, 4 și 5 este iarăși ca un șarpe, dar în față. Așa. 6 are un fel de peliculă de plasă. Iar 7 este un cumul al celorlalte evenimente, cum ar veni. O adunătură de energie, da? Frică în corpul emoțional. Ego este exacerbat, că e luxul prezent. Știi că luxul pe de o parte, deci spune în ureche, știi? Păi asta, păi cum te lași așa, dar nu se poate. Dar tu ești cel mai mare, cel mai tare și când te-ai umflat, bine, 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 cât să pleznești ca un Dă cu balon, de pământ. dă-o de pe partea aia, uite, ești prost, nu trebuia să faci așa și așa mai departe, da? Deci provoacă dezechilibre, deci parazitează pe minte, se așează, da? Și se ține destul de zdravă în asta. Da, Și cu zic, mâinile. da, cu gheruțele, Da, picioarele. care gheare. Da. Și grandomania de la ego vine, da? Da, bineînțeles, grandomania de la nici nu vorbește el. Nu e grandomania, vorbește ori luxul, ori șalpe. Dar luxul vorbește. Luxul. Spune, într-o zi spune, m-am înfuriat. Așa. De mult spune, m-am înfuriat. Da. Și zic, te-ai înfuriat, te-ai înfuriat, dar ce făcusești? Ce făcuse Mai înainte. corpul tău fizic, ce făcea? Spune, las capul în jos, partea subliminală și zice, bea alcool. Și zic, cine te îndeamnă să bei alcool? Luxul sau celălalt? Spune, amândoi. Spune ceva care atunci când sunt mai lucidă, spune. Da. Așa. Atunci Spune. când devine mai lucid, atunci îl îndeamnă Da. să bea alcool pe Da. partea fizică. Și zic, ia uite-te într-o scenă din afară ce se face alcool. A, spune, păi, Vrei să este. canalizăm aici partea subliminală să ne povestească ce îi face alcoolul? Da. Bine. Număr de la 1 la 3, lași partea subliminală să vorbească. 1, 2, 3. Partea subliminală.
Da. Eram aici, discutam cu Cristina și ziceam că să ne povestești tu ce se întâmplă în plan ezoteric atunci când bei alcool. Ce observi, adică? Te uiți Nu știu într-o că scenă, te uiți îmi într-o place, scenă. deci este ca și cum sunt pusă în instalația de separare. A. Mă separă de spirit. Da. Mă împinge spiritul mai încolo și eu nu pot să stau. Este ceva toxic pentru corpul fizic. Ca o travă care se întinde peste mine, peste tot. Deci, ca și cum aș pierde direcția și n-aș știu încotro să o iau. Și atunci ies pe unde pot și cum pot. Ca să mă trag, știi, și să trag tot dinăuntru, cum ar fi. Da, tu, parte subliminală, adică. Da. Și ce se întâmplă când ieși? Deci, în plan ezoteric, după ce ai ieșit din corp? Vin și ele și mă ciugulesc. Cine ăștia doi? Spiritoasele. A, spiritoasele vin. Da. Ce simți, adică, ca parte subliminală, când te ciugulești Ca spiritoase? și cum m-ar întinde și ar vrea să rupă bucățele, bucățele din mine. Deci, nu e tocmai plăcut. Neplăcut este puțin spus. Și merită? Adică se merită ca tu să lași partea subliminală, în primul rând să lași aceste entități, da? Să creezi condițiile ca astea au venit din nou în sfera ta energetică, apoi să-ți producă, să te îndemne să bei, partea fizică să rămână fără apărare de cele mai multe ori, să se manifeste ăia prin partea ta fizică, să facă scandal și ce se mai întâmplă, deci afectează ce pe cei din jur, da? Partea fizică. Atâta știi să spui, atâta să critici, atâta știi să înveți. Ha! A venit cine ești? Șarpe sau lux? Cine este? Cu cine vorbesc? Sunt. Auzi? Te dau afară acum și pun partea subliminală să te lege. Dacă tu nu ieși Deci afară imediat. aici eu vorbesc. Hai, nu mai spune. Nu vorbești tu? Cu ce drept ai venit să pui întrebări? Păi am venit să pun întrebări pentru că sunt aici cu partea subliminală să analizăm ce se întâmplă. De Atâta ce? știți, luxul face, luxul trece, șarpele face, șarpele trece, reptila face, reptila... Voi nu faceți nimic niciodată. Auzi cine te-a invitat pe tine să vorbești? Pentru că eu vorbeam cu partea subliminală. Și eu am de Iar eu discutat. eram în partea subliminală. Tu erai în partea subliminală. Ia ești tu afară acum din partea subliminală, imediat. Nu Tu te-a nu poți să invitat nimeni să comanzi. ca aici Tu să nu poți canalizezi. să comanzi mie nimic, ai înțeles? Da. Atâta timp cât eu sunt cu partea subliminală. Intru, ies din ea, deci eu fac ce vreau. Dar cine ești măcar, spune? Că gura mare o ai. Da? Am văzut. Ești șarpele sau luxul? Luxul sunt. Ești luxul, da? Numai bravură ai făcut, da? Cu partea subliminală. Cum ai reușit? Ia spune-mi, cum ai reușit tu să intri din nou în sfera energetică, să paraziteze această parte subliminală? Am păcăle cum vă păcălesc pe toate. Da? Cum adică? E concret această parte subliminală. Am prins un moment când era în vibrație joase. Da? De ce eram vibrații joase? Adică ce se întâmplase? Băuse. Ah, deci. Băuse că îl îndemnase șarpele. Șarpele îl îndemnase, vezi, Da, la băut. șarpele era în afară. Da. Era în sticlă acolo, în alcool, cum ar veni, da? Aha. Deci l-a Și băut îl pe șarpe îndemna. odată cu alcool. Da. Așa. Și atunci eu n-am mai fost decât un pas. Ca să vii și tu. A ales momentul de maximă, pragul jos de Da. vibrație, așa și am venit. Ai El venit. a simțit, el a simțit un inconfort în corpul fizic și a vomat atunci. Aha. Și de atunci ai rămas cu partea subliminală, da? Da. Auzi, dar cu șarpele cum vă împăcați amândoi acolo? Eu sunt șarpele și mă împac foarte bine cu el.
Am înțeles. De, păi ia uite șarpe, zice ăsta, zicea Luxu că el dă comandă și comandă aici corpul și partea subliminală, mintea. Da, pentru că este proiectul lui. Da. Da. Și te-a băgat pe tine în față întâi. Te-a băgat acolo în... Asta înseamnă că știu să intru. Da, și mai înseamnă că te cam folosește luxul. Ne folosim reciproc, nu se fac probleme. Da. Uneori am auzit pe lux că vorbea urât de voi. Nici noi n-am colaborat cu ei dacă n-am avea nevoie. Deci, voi doi sunteți prieteni aici. Vă înțelegeți bine? Păpați amândoi? Nu se numește prietenie, se numește proiect comun. Așa, colaborare. Aici, da, prietenia este între voi. Am înțeles. Auzi? Și păpați bine, amândoi? Partea subliminală v-a permis? Deci toate merg super din punctul vostru de vedere. Am pregătit o karma. Da. Păi ce, karma a fost ștearsă. Care o avea? Ați venit cu altă karmă? Serios, are deja alta. Am înțeles. Și Deci ce ar trebui? Ce îl ați pregătit? facem să dea kicks în viața asta pe toate planurile, ca să avem motiv să ne legăm de Spre exemplu, din cauza asta nu poate să lucreze, nu poate, nu-și găsește de muncă. Ajunge cu atâtea întrebări. Ajunge! Na, nu Asta mai este lași? gura liv, nu. A, l-ai scos și ai intrat tu iarăși. Da. Păi da, uite că mi-a spus, ai putea să vorbești tu și să nu, dacă nu vrei să-l lași pe șarpe, da? Tăcere. Tăcere. Ce tăcere? Le-am spus la amândoi să tacă. A, tu, cine ești? Tu partea subliminală acum, da? Da. Ai Parcă văzut? Păi le-ai spus la amândoi să tacă, dar le-ai permis să intre în canalizare, să canalizeze. Este bol. Ce am vrut sau ce au de spus? Am înțeles. Păi Parcă dar putem să este aflăm și în bâlci. asta altfel, da? E bâlci în mintea și în mintea ta. Vezi? Ai văzut ce a zis? Că ți-au pregătit o karmă nouă? Da. Asta m-a iritat cumplit. Îmi simt cum urcă nervii în mine și ei parcă intră și mai bine. Păi... Parcă este un sfredel care îmi străpunge structurile. Dar tu trebuia să știi ce conține. Deci ai semnat un contract cu ei? Eu nu țin minte să fi semnat. Și atunci cum își permit să-ți aplice și o nouă karmă, dacă n-ai semnat? Păi asta mă întreb. Dacă nu, cumva am făcut-o în mod inconștient. Da, asta mă gândeam și eu, știi? Firar să fie, vezi? Vezi ce înseamnă să nu poți să-ți Adevăr. controlezi mintea? Adevărul că nu puteam controla impulsurile. Impulsurile, dar sunt metode, da? În fizic, poți să mergi la un medic care îți dă niște ceva, te ajută să nu mai consumi alcool. De aici ți-a venit necazul. Toate necazurile vin de aici, vezi? Ei m-au Om, înfricoșat, omului, adică. m-au plimbat prin niște locuri și m-au înfricoșat. Cred că atunci s-au Da? legat de mine, da. Păi crezi? Ce niște amintiri, asta nu este a mea. Care? Care se îmbracă în rochie. Păi aia nu era a ta, nu? Nu este a mea, Deci ți-au eram. implantat N-am amintiri. avut așa ceva. Dar tu vezi cât sunt ăștia de invazivi? Vezi cum și-au permis să intre, să vorbească, să facă? Deci fac absolut tot ce vor ei. Este o sumedenie de amintiri implantate. Păi sigur. Acum, după ce revin cu Cristina, o să începem să lucrăm, da? Da. Bine, hai. Număr de la 1 la 3 și o lași pe Cristina. 1, 2, 3.
Cristina, trebuie să dăm întâi ăștia afară, entitățile, și pe aia canalizăm partea subliminală. Nu? Da, cred că da, fiind. Așa. Foarte invazive, foarte obraznice. Lux e obraznic. Lux e obraznic. Bine, Șarpele e viclean și stă moale. Da. Dar are spiritoasele de suport, înțelegi? Da. Să știi că nu-i proiectul lui, știi, privind această parte subliminală. Este în legătură cu un draco demoniac. Ăsta, deci, luxul? drag, șarpele, șarpele. A, șarpele. Șarpele, deci Da. Parcă ar fi șeful lui de proiect, înțelegi, care l-a trimis aici la corpul și la sufletul ăsta. Deci el a mințit că luxul, știi? Ai văzut că a zis că luxul l-a trimis, l-a băgat în sticlă și după aia el cu alcoolul a ajuns în... Spune că în momentul când a făcut asta, deci se afla undeva la o masă cu trei prieteni și spune că numai unul dintre cei trei avea suflet înăuntru. Și zic, și tu cum ai ascultat de ea, dacă ca și corp fizic, tu, ca parte subliminală. Nu, ei făcut ceva să-i faci la curentează corpul fizic. Zgâlțiți-l care smoi și nu înțeleg. Și zic, cui aparțin carcasele astea? Cine a făcut carcasele astea între noi? Cine-i trimite? Da. Ce zici, partea subliminală? Spune că sunt creația mai multor rase, da? Dar proiectul inițial este al nefilimilor. Deci de aceste carcase fără suflete, știi, în ei, există de la potop încoace. De când s-a refăcut lumea după potop, spune. Da. Da. De ce au trebuit? De ce au făcut nefilimii asta? La ce le servea? Ca să poată intra în lumea noastră să facă acțiuni. Ei, nefilimii, inițial. Da. Da, da. Și apoi și-au făcut, au copiat. Nefilimii sunt singura rasă la care nu le trebuie sufletele noastre, ci le trebuie corpurile noastre, ADN-ul. Pentru că de ADN, știi, se scânteia de viață. Da. Da. Si? Da. Și după aceea au copiat celelalte rase, da? Da. Și și-au făcut și ei carcasele lor. Chris? Da, dar prin ăștia, deci fiind proiectul inițial... Ah, deci colaborând. Da, au încercat ei, dar nu le-a mers am înțeles. Totalitate, da? Da. Așa, era cu aia trei la masă? Da, și de atunci. S-a trezit cu ăștia, da? Da. Inițial spune că partea fizică a crezut că e de ochiat. Da? Da, așa de rău s-a simțit. El a intrat cu putere, cum spune, știi? Ca o lovitură a fost. S-a simțit un pic rău, până a doua zi a trecut, a uitat incidentul. Timp în care luxul s-a instalat. Și spune că acolo unde ies unul, intră doi, trei, dacă ești căscat. Partea subliminală, Chris, n-a putut să facă nimic? Să-i împiedice pe ăștia să intre? Dacă ea nu mai avea conștiință că nu există mai avea, ca entități și înțelegea ca pe niște energii, deci au blocat-o și au implantat-o iarăși. Deci e și implantată? Păi normal că ăștia lucrează pe bază de implante eterice. Tot ce am descris în chakra, implante sunt. A, alea sunt implante din chakra? Da, 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 da. Așa. Ok, am văzut că a mai zis ăsta, șarpele, care a zis, că i-au pregătit o nouă karmă, da? Da, da, i-au pregătit o nouă karmă. Deci au pregătit pe viața asta să meargă din ce în ce mai prost, da. Până la se îmbolnăvi și a deveni neputincios, înțelegi, să moară destul de tânăr, așa, și
apoi să prindă, știi, partea subliminală, să o judece, bineînțeles, că ai făcut aia, că ai făcut aia de altă, că ai făcut cadre și să-i dea, să-l prindă în programul lui Lucifer, știi, al civilizației lui Dumnezeu, practic. Da. Așa. Stai un pic, aici nu e ceva... Da, e al civilizației lui Dumnezeu program. Acolo și spune că nu se poate să plece așa care și cum vrea. Și deci este încă foarte obraznic și agresiv și vorbește mult și aiurea. Luxul. Da. Cris, păi să-i blocheze, nu i-a blocat? Păi nu i-a scos afară A, nu încă. i-a scos, să-i scoată afară. Vorbim, da. Da, i-a Să-i spus scoată să-i scoată. afară pe ăștia. Așa, deci șarpele ăsta tot, parcă e făcut din segmente, din triunghiuri băgate unul în altul, știi, și ca săbile, așa, și înțeapă, așa, strică structurile când iese. I-am Da? zis că dacă mai strică structurile, partea subliminală o să-l felieze, ca pe plăcintă. Da. Acolo, la vacuum îl bag. Și a strâns țepii Da. și lunecă, da? Da. Nu lăsa pe șarpe până sus. Numai până pe greabă, în spatele. L-a Da? lăsat pe acolo și a capul, sigur că Luxul. da. Ce, cum stătea luxul călare ca După șoară gât. pe creangă, da? Așa, e și șarpele, Cris, să-l pună în față, să-l pună în clopot. Șarpe, fii atent, luxul zice că partea, deci, ce s-a întâmplat? Luxul a fost dat undeva din altă parte. Da. Înțelegi? Și s-a izbit în primul corp care l-a găsit, știi? Ca Da. să nu trebuiască să plece din De aici. densitățile noastre, da? Și dacă a văzut oportunitatea cu șarpele și cu dracul demoniacul, bineînțeles că a făcut-o, da? Și Mantida tot din programul dracul demoniacului face parte. Așa, deci aici în față șarpele Cris l-a blocat, l-a pus în Da. clopot, a ieșit și Luxu, Da. blocat și Luxu care vorbește și e impertinent. S-a făcut ca o femeie din Orient, din Turcia, din aia cu sânii mari și grasă, știi? Da? Rochii de alea, știi? Și cu iașmacul pe cap, da. Luxului arde de ghizări. De spectacol, da. Da. Și dracu demoniacu, unde e Cris? În ceva care seamănă cu un turbion. Cum stăm noi față în față cu entitățile, este în partea stângă, sus, la partea subliminală. Să-l cheme și pe ăsta, fiindcă el e șeful la ăștia, înțeleg, la lux, la... E și ăla e obraznic și spune dacă vrea vin. Nu, nu-i șeful Nu luxului. luxului, a lui șarpele. Nu, a sărit luxul în sus. Da? A lui Nu-i șarpe șeful, este. da. A zis că colaborezi. Nu înțelegi. Așa a zis. Da. Așa, Cris. Deci ăsta nu vrea să vină? Șeful? Zice că el este șef, dacă vrea, vine. Partea subliminală, ce zice? Dacă roagă frumos, partea subliminală vine Da. să-l roage, să-l implore. Ia uzi. Partea Așteptăm. subliminală, i-am învățat-o eu să treagă de cordoane, Da. așa, și l-a adus aici, l-a trântit în față. Așa. Să-l blocheze și pe el și pe Mantida. L-a blocat. Mantida cu mințică, cu mințică. La capacul de pe ceacră, știi? Da. Curge un fel de venin galben verzui de acolo. Ca o semnătură de otravă, așa ceva scârbos. Știi, și stă cu capul cu mână și spun părții subliminale să zic că s-o dizolve imediat. Da. Cris, am o nelămurire. Până la urmă, partea subliminală nu știa. A semnat contractul ăștia sau... Adică nu știe, nu-și face aminte. Nu, nu știe dacă a semnat contract Nu cu el. știe, încă nu Nu știe. știe, nu știe, nu.
Dar am văzut o scenă. Deci, după chestia care s-a întâmplat, care am descris-o cu băutul cu neoamenii, da. Așa, când a fost roșii, a intrat Luxul, a reușit da. Să intre, să se instaleze, să blocheze, să treacă nepermis, nevăzut. Deci, partea subliminală, deci visează noaptea aceea, da? Da. Așa, și visează că este un tânăr de epocă, fii atent ce vis. Așa, și este pe marginea unui lac și s-a întins pe iarbă și pe suprafața lacului trece o lebădă neagră, da? Da. O lebădă neagră, dar are ochi atât de frumoși ca de femeie, lungueți. Da. Înțelegi? Și se duce încolo și deci el se uită, știi, la lebădă. Și vede ochii aceia, parcă exprimă, parcă se îndrăgostește de ea, da? Deci lebăda iar se duce încolo, iar vine, știi? Defilează. Defilează, da? Și iar se uită cu ochiul celălalt cum ar veni. Când s-a dus, știi, s-a uitat cum să dea acel tânăr în vis. Da. S-a uitat cu ochiul drept. Când a venit, s-a uitat cu ochiul stâng, știi? Și parcă ceva îl îndeamnă să intre în lac, știi? Da. Să se ducă lângă lebădă, da? Da. Atunci lebăda începe să-i vorbească în cap, știi, cu cuvinte omenești. Da. Și îi spune că este o femeie care suferă de un blestem. Într-adevăr, nu este lebădă, știi? Da. Și dacă o sărută pe cioc cum ar veni, deci or să fie împreună, înțelegi? Da. Și dacă o îmbrățișează, adică dacă simte că o iubește. Iubirea spune topește în velișul ăsta în care am fost închis, știi? Și el o crede și se duce, dar nu vede că apa îi trece de cap, da? Da. Deci nu vede că e psanecat, da. Visul ăla, știi? Și la un moment dat caută și vede picioarele ca lopețele negre deasupra. Lopătește și o apucă de picioare, știi? Da. Apucă, o smâncește cu putere și ea la rândul lui îl smâncește și îl duce undeva. Da. Îl scoate jumate mort, știi, din apă, înnecat cum ar veni și îl duce într-un loc unde sunt numai pietre colorate, strălucitoare, sunt munțișoare așa, mai mici, mai mari și sunt câteva fire de iarbă printre pietrele astea pe aici, dar totele este pietre și pietricele, știi? Da. Și se văd niște înălțături, știi, ca niște dune, mai jumătăți de dune mult, unde sunt cuiburile lebedelor, da? Da. Dar acum lebăda asta este așa de mare, înțelegi, în raport cu, nu mai este de mărimea unui lebede și el unul. El este cât o furnică și lebădoi cât barca. Da. Lebădoi este, de fapt, nu este lebădoi. Da? Deci ajunge la cuibul lor. Da. Așa, și zice, ai promis, știi? Uh-huh. Dacă ai promis, ai promis, știi? Și deci se este una și mai mare, așezată pe un cuibar. Înțelegi? Da. Și de acolo, din acel cuibar, știi? Deci, dar este flancat, păzit, știi? Da. Asta care stă pe cuibar are un fel de coroniță de aur aici pe frunte. E regina. Da, și se dă la o parte și este un nou mare tare, ca de struț mai mare, uriaș. Da. Știi, și se sparge oul până să urce ei cu lebădoiul, cu alte lebede mai mici, da. Care par a fi ca niște oșteni, niște paznici, gardieni, da. Însușitori. Așa, și oul acela ce se sparge și iese un fel de umanoid aviar, știi? Da. Și spune, ai promis, trebuie să scapi prințesa de blestem. Și spune, uh-huh. Acum îmbrățișează-o și sărut-o. Pentru că spune, da, dar tu m-ai păcălit și de fapt ești bărbat și ai zis că ești fat. Și zice, eu n-am făcut decât să-ți arăt cum arată ea cu adevărat, spune. Zice, ea privește cu atenție. Și atunci spune la tânăr, tânărul privește și spune, da, aveți dreptate. Se duce și o îmbrățișează, da? Uh-huh. Deci se creează conexiune.
învie acea ființă, ca și cum ar fi o clonă. O învie cu viața din ea, Din din ea. el, din el, da. Da. Așa. După aia când se retrage din vis, totul se întunecă, ca și cum ar uita de tot acest vis, simte o durere mare în zona asta, știi? În Da. corpul fizic, cum ar veni. Și zice că a tras curent, știi? Da. Dar acolo conexiunea este făcută, da? Da. Și promisiunea este dată. Vor fi împreună, da? Da. Pe baza acestei promisiuni au pregătit o karmă cu lebedele. Da. Deci așa și-a dat acordul, da? Într-un vis. Da. Da. Halal acord. Da. Ce se bate entitățile cu pumnii în piept? Da, și apoi și luxul îi provoacă tot felul de vise, da? Da. Vise în care el se vede că este mare boier, este prosper, are putere financiară și Da. are putere economică și el îi comandă pe ceilalți și face lucrurile așa cum dorește, de fiecare dată să-i altfel, știi? Un episod de asta, dar se exacerbează ego-ul, se umflă, se Da. umflă. Da. Și grandomania Da, sau părții pleacă, fizice. uite, alt vis pleacă în cercetare cu o grupă în ceva, prin niște temple, prin junglă și descoperă nu știu ce artefact și așa mai departe, tot felul de. Deci îl ține numai așa, luxul. Da, Practic, o ține. da. Pe partea subliminală, din vis în vis. Partea subliminală, Cristina, mai vrea să mai stea cu ăștia? Nu. Nu mai Spune vrea. că și mintea și corpul sunt foarte confuze, da? Da. Spune că i-au parazitat, i-au inversat legăturile neuronale, practic, da? În eterice, nu cele fizice. Da. Dacă făcea AVC, Da. dacă umblau la ele, da? Nu te gândi că până la urmă, ci imediat o pun ei de o chestie din cele. Da, sigur. Păi după multe persoane, cred că asta este și o metodă Da. a ăstora. Persoane care beau mult, nu știi că foarte multe sfârșesc cu AVC? Da, fii atent că am întrebat partea subliminală, zic că ia spune ce cu aia care streziți și cu aia care nu streziți. Da. Zic că am văzut prin alte sesiuni că unii își pun ceasul să sune, da? Da. Așa, ca să trezească. Iar zile trecute, nu mai știu, în fine. Da. Nu vreau să mă conectez prea mult în Nu. informațiile minții. Și zice, acțiunea asta este cuvert și revers. Da. Adică se poate o parte subliminală dintr-o familie să se trezească, știi? Și să-i lucreze și pentru ceilalți, știi? Da. Și atunci ei prind veriga slabă a lanțului, da? Da. Partea subliminală care e cea mai adormită, știi? Da. Cu cât mai aproape de cealaltă, știi? De ca și gradul rudenie, cu atât mai bine, știi? Și o Da. încalză pe aceea cu de toate, ca să-i dea de lucru celelalte. Da, Să coexistă. nu, da, să nu dea posibilitatea să se extindă cum ar fi, da? Adică o țin ocupată tot timpul. Da. Înțeles. Cristina, deci trebuie să curăță partea subliminală, să-și curețe mintea și trebuie să ceară contractul cu ăștia care l-are cu lebăda. Ce Dar facem prima dată? nu știu, deci eu văd o femeie în viața acestui bărbat. Da? O femeie alta decât soția lui, da? E mai durdulică așa și fălcoasă. Da. Deci are fălcile mai late și brunețică cu ochii mari. E simpatică așa când zâmbește, dar este foarte șmecheră. Despărțit, are doi copii, în fine. Deci mai trage cu păhărelul Da, amândoi. aia mă întrebam, ce interes are la omul fizic, că multe să-i ofere nu prea are. Deci interesul este preocuparea comună. Da. Deci face parte din programul lor.
această femeie. Nu știu, Leta, Leti, cam așa ceva. Neti, Leti, Leti. Da. Așa. Acum nu o să bag, no. Știi tu, în casă. Nu, noi avem... Dar, deci, mintea aceste părți subliminale parcă este plină de poze cu ea, de holograme, da? Da. Da. Ia să scoat afară. Începem cu mintea, da? Să curețe mintea. Dacă s-ar putea, eu aș extirpa de tot, aș trimite un vacuum galactic. Da. Anulește și aș... Aș pune alta nouă, da. Da. Hai atunci, partea subliminală, să scoat afară orice program care nu-i aparține sau... Da, trebuie să desfințeze linia de bărbăție după tată. Da. Înțelegi? Da, păi le-a moștenit tată bunic până la 6 generații. A. Că bărbatul stă până în casă și îl bate cu pumnul în masă, da? Să meargă la cel care, mergem la cel care a generat această linie, nu? Karmatică. Da. Te duc eu? Nu, am ajuns deja. Deci este vorba 4 generații în urmă, da? Da. Deci acel suflet, da? Da. Care a fost străbunic, practic, da? Da. Așa, deci îi văd pe toți și încă 3, deci practic sunt 9 aici. Și sunt undeva într-o pădure și fac o instrucție. Sunt ca și cum ar face parte din ceva... Organizație, ordin militară. Cavaleresc, mai degrabă. Aha. Așa și... cred că fac o eroare, o greșeală de tactică și pic în mâna inamicului și... Îi încalță pe toți odată și sunt decapitați aici. Știi? Aici era și partea subliminală. Da, și stai așa în momentul când ei sunt legați în jurul unui butuc mare, știi? Da. M-ar fi de jur împrejur. Da. De fapt, sunt 3 și butucul, cam așa. Da. De legați fedeleși. Și... deci, bătrânul acela îi invocă. Da. Îl invocă pe șarpe, cum ar veni. Și strămoșii lui. Adică străbunicul. Da. De acolo. Da. Și ei fac contract. Da. Partea subliminală să le arate la toți străbunicii ăștia, strămoși. Vine din viitor să le arate ce se întâmplă. Și da, astfel să nu mai facă acest străbunic bătrân. Îl mai invoce. Da. Da? Da. Se întâmplă asta? Și se schimbă tot, iar. Se schimbă, da. Și revenim aici și acum și ce apare în sfera energetică? Nu mai apare. Nu mai apare, da? Nu. Ok. Deci am rezolvat-o și cu entitățile, Chris. Da. Așa. Acum să continue să-și curețe mintea. Programe, autoprograme. Da. Memorii false mai sunt? Nu, că n-au mai fost ăștia. Nu mai sunt. Da. Atât că trebuie să-și refacă legătura dintre, știi... partea eterică să o curețe. Da. Partea eterică să curețe orice plasă, orice rămășiță, așa, să curețe, deci partea sufletească, să-și cheme toate bucățile, compoziții, fotonii, tot, din orice timp, spațiu și loc și în afara lor. Și tot ADN-ul, să-și reclame, toate, să-și retragă toate semnăturile și amprentele energetice de unde ori fi ele. Da. Așa, și până la urmă să-și aducă și conștiința, să o lege de minte și să-și pună conștiința, mintea adevărată, adică da, asta e mintea noastră, adevărată, da, conștiința, să curețe mintea fizică de la zero, cum da,
Este ca și cum arată un mormânt, îmi pare rău de comparație, dar așa se Da. vede. Așa? Și deci acum au și crescut flori proaspete. Că e curaj, știi? Da. Și zic, ce ai înglobat acolo? Că e un simbol. Și zice, toate porcăriile care o populau. Da. Da. Așa. Când termină de făcut asta, Chris? Îmi spui? Da, a terminat acum. Cred că... Deci, Așa, zi. ADN-ul este purificat, Da. deci acum chakrele sunt La descăpăcite. chakre mă gândeam. Da, sunt descăpăcite. Așa, să se conecteze, să caute cel mai fierbinte punct de lumină din interiorul lui. Deci este undeva în mijlocul plexului solar aia. Și coboară, deci să se împământeze. Da. Și orice rezidu, orice a mai rămas, orice cod de întuneric, să se scurgă acum și definitiv în pământ, cum ar veni. O face. Da. Așa, să-și aducă lumină de la Sursa. mama, nu, de la Nu, mama de la Terra. Mama Terra, vreau să Da. zic, și am numit sursa, da. Așa, acum a pus deoparte un strel de Da. lumină, cum ar veni o bucată, o pală de lumină a lăsat-o înăuntru ei. Așa, acum merge să se conecteze. Reconexiune cu sursa infinită a iubirii. Necondiționate. Da, reconexiune cu sursa mamă divină. Acum. Așa, să-și aducă iarăși energie de acolo și să le combine pe cele două și să bage deocamdată un pic de spumă, de să pun din prima chakră și să-i dea viteză. Da. Știi, ca să meargă, să se Să învârtă și cureți. celelalte, da? Echilibrez. Da? Am ajuns undeva pe la 3. Da. Le așează, le rotunjește cum ar veni, că erau mai lățite, mai deformate. Da. Da? Gata. Acum Cristina să-și caute matricea originală de la planeta Lotus. Da. Găsit-o? Da. Așa. Să intre în ea. A intrat. Cristina, tu ești bine? Acum m-am dezăpăcit. Da? Mi-am dat un autoimpuls. Am avut ceva aici, Da? ca un curent, ca o energie și m-am străduit să o scos, să o iau aici, toșuviță așa, de energie cenușie, știi? Parcă, deci se ducea înspre tiroidă, înspre chakra 5 și mi se muia vocea. Și, deci încercam să o împing cu, am reușit să o scot de tot, cu rădăcini, cu tot. Eu am avut 10 minute când am căscat continuu. Una Da. panta, m-am abținut să nu te deranjez. Da, Deci e ceva, eliberat. da. Da. Cred Deci, că, nu da. este din aici, din sesiune, este un atac din afară, iarăși. Da? Da. Ah, ok. Ia, fă tu ce mai ai să-ți reglezi la tine. Da, fac eu o sabie de lumină să vezi ce capete reglez dacă mai sunt inserțiuni în sesiunile noastre. Deci, tu nu ți-ai făcut bulă, eu mi-am făcut bulă. Da, așa e. Păi. Da, pe la tine au venit, știu, sigur. Da? Deci m-am trezit uitându-mă la un moment dat pe legătura dintre mine și tine, iar am văzut trei polipi de ea. Da? Așa, știi, și am tras de unul, știi? Da? Să văd din ce e făcut, cum ar veni, știi? Da? La asta, la începutul sesiunii, știi? Și i-am ars. Am tăiat Așa. ce era de tăiat și i-am ars. Și apoi am continuat sesiunea. Ce-mi fac acum, bun? Fă bulă și trimite și niște. Fă-ți o pușcă de aia ca de apă, știi? Și Da. trimite tot timpul niște energie. O mitralieră. Trimite energie, iubire.
Pură. Gata. Arde tot. Nu altceva. Gata. Bun. Deci partea subliminală e intrată în matrice, Chris? Da, s-a recordonat, da. Da. Acum să și... Își mai face o declarație generală? Da, da, pentru bine, de bine, de rău, da. Să facă, da. Da. Și să spun așa, auziți aici entităților, auziți aici ființelor, de înaltă și de joasă vibrație, care ați avut în vedere păcălirea din noua mea, da? Mm. Care ați avut în vedere reintroducerea mea, anulez ceea ce spun. Da. Eu. Așa. Da, da. Așa, în karme mincinoase, iarăși. Acum și definitiv vă spun că nu vreau, sunt o ființă suverană, într-un corp suveran și nu vreau să fiu, din nou, prinsă, băgată în programe, matrițată, pusă în programele de karme, ștanțată, cu bucăți luate și așa mai departe. Deci să înceteze orice acțiune care nu se racordează cu cel mai bun interes al meu. Și da. Deci, ca urmare, arde orice contract făcut în orice timp, spațiu sau loc, pe orice linie temporală din trecut, prezent sau viitor, adevărată sau falsă, din afara timpurilor, din afara spațiilor, așa, care nu are în vedere, știu eu, dezvoltarea și evoluția ei, ca partea subliminală. Na. Ok. Acum, Chris, să meargă la liniile genetice? Da. Să o taie, s-a dus direct să o taie pe ea cu străbunicul. Zic, taie-le pe toate. Da. Anulează toate liniile genetice false și lasă numai linia originală din care provin. Atât. Zic, cum se cheamă linia ta genetică originală? Da. Și zice că se cheamă ATHU. Cu doi de U. U-U. Da, ATHU. Da, da. Da. Zic, de acum gata, ne vrea toată lumea. Da. Așa. Și zic, recunoaște în lumina pură linia ta genetică originală și reordonează-te în ea și cu ea. Și spune da. Ok. Așa. Și a șters și toate înregistrările. Aca și ce, da? Da, da. Zic, acum, haide să mergem în jos, cum ar veni în viața de unde am venit. Și zic, facem ce mai facem și zic, după aia să te duci în corp să lași iar mintea să facă ce vrea. Da. Anulești, pentru că câteodată nu înțeleg tot, n-au simțul umorului. Știi, întotdeauna. Da, da, da. Așa. Așa, și acum, Chris, zic, unde vezi, zic, vezi Matrix-ul ăla cu găurile lui cărpănoase? Da, zic, vezi o gaură de aia localizat. Zic, uite de aici programul, știi? Și spune da. Și zic, vezi ființele alea șlomotoase care tot cos la găurile Matrix-ului și le refac? Spune da, parcă sunt făcute din... unde sonice, păi zic, chiar cred că sunt făcut. Și zic, uite, deci în conștiinții ca corpul tău fizic, da. Țin asta deasupra sufletelor. Și zic, și carcasele alea care se plimbă pe printre ambulante, oameni, da, da, da. Cu suflet? Da. Așa, și instalează... Unde sunteți? Aici și acum? Da. Și a instalat programul de ieșire din Matrix? Da. Așa. Acum, Cristina, să rupă încă o dată legăturile cu toți de pe viața asta. Da. Și cu aia de prietene care se întâlnea înainte, ce a fost interferată, cu da. Toți. Să-și bage program să acum să se curețe și ea singură, da. În astral, dacă dorește. Da. Așa. Eu nu-i impun, dacă vrea face, dacă nu.
Așa. Apoi să și curețe casa, nu? Să conștientizeze că trebuie să aibă un loc de muncă, da? Da. Să întrețină o familie. Da. Să adune acum energia aceea, știi, care a adus-o de la sursa mama și cu cea de la mama Terra și să curețe, să pună jetul, furtunul sub presiune pe casă, să o curețe de jur împrejur. Parcă, deci, ce fuge de acolo? Niște spiriciuni de alea mici, de pe supa, de pe pervaz, pe sus la galerie, la perdea, stăteau ca rândunelele. De peste tot fug. Da. Da. Ea nu le vede, soția, deși face pentru că el le creează, înțelegi? Deci asta e sfera lui, universul lui Da, da, local. da, da. Da. Deci ei nu-i apar, practic, conexiunile astea. Dar totuși deschide portaluri. Lângă geam un hol deschide portaluri. Pe acolo aducea. Dădea voie să vină. Asta. Ca și cum se punea drept, cum să spun, se făcea ca o gaură de cheie, înțelegi? Și ea se punea partea subliminală în față să faciliteze. Deci, continuarea culoarului dintre densitatea aceea și a noastră era dată de însăși partea subliminală. Era ca liant între Da. cele două densități, cum ar veni, știi? Da. Gata. Acum să înlăture toate substanțe natura, energetica substanțelor toxice din sânge și din plasmă până la ultima nucleotidă, da? Da. Să-și facă un program când bea și face scandal, partea fizică să-i fie greață. Cum pune când miroase la pahar, știi? Da. Bine, asta este o liberă alegere, vezi tu? Da. Nu Da, poți să-i impui ceva cuiva, da? nu. Bine, dar am auzit fizic, Ce? știi, Da. de Și soții zic, care le da. dă nu știu ce să bea și numai unele i-au omorât. No comment aici. Nu, da. Tradiția populară, adică. Interferată, ca de obicei. Da. Ok, Chris, când a terminat, să meargă în canalul Abundenței Benefice, partea subliminală. Da. Să și-l destupe. În sfârșit, acum are capul întreg. Da? De ce? Toată sesiunea, deci lobul drept era cateșit, ca retezat. Acum este capul întreg. Păi, a fost nevoie de curățarea minții. Da. Și spun părții subliminale, ține minte, da? Deci, când ceva, o voce din interiorul tău te îndeamnă să te mândrești, să te umfli, da? Când o voce din interiorul tău te îndeamnă să faci ceva neplăcut, da? În corpul, când ești în corpul fizic, adică. Când Da. o voce dinăuntru te îndeamnă ceva care îți creează un disconfort, da? Și Zic, frică. da. Zic, atunci, zic, este ceva mai în plus de mintea ta personală de acolo. Este ceva în plus care șoptește. Și atunci trebuie să intre înăuntru ei și să se examineze, da? Da. Sau dacă nu așa, dă comandă și spune să iasă afară tot ce nu-i aparține. Da. Da? Da. Ok, Chris. A revenit. Da. Noi mulțumim acestei părți subliminale pentru această călătorie. O invităm să alunece, deci părțim întâi părțile, toate structurile, da? Fiecare de Da, părticică să... și părțile eterice a Da? Și fiecăruia. fiecare părticică din structurile noastre se întoarcă la matrice, La la proprietar, proprietar, da? nu la matrice, La că matricea proprie, matrice, adică... da, la e prea vag. Da, e vag, ok, la proprietarul ei, da? De drept. Și invităm partea subliminală să alunece ușor în corpul ei fizic. Opresc aici înregistrarea.